Oameni buni, avem o surpriză pentru voi. În premieră pentru mine vreau să vi-l prezint pe... Sergiu Mihalcea. Domnule Sergiu Mihalcea, astăzi te afli pe scena Next Up în calitate de speaker, da? Eu personal nu te-am mai întâlnit. Spune-mi cum ți s-a părut evenimentul în comparație cu alte evenimente, unde te întâlnim, unde te-am mai văzut și de unde te luăm. Asta rămâne la mine. Ok, scuze. Eu sunt Sergiu, fac parte din echipa Virgil the Barber, lucrăm împreună de vreo 6 ani de zile de când m-am apucat de frizerie. Evenimentul de astăzi mi s-a părut nemenen super reușit din mai multe puncte de vedere. Unul dintre ele ar fi organizarea. Mi s-a părut cel mai bine organizat posibil eveniment, pentru că nu ne-am decalat deloc, de legură toate evenimentele de frizerie se decalau. Aici, dacă a fost decalaj, cred că a fost de maxim 2, 3, 5 minute, ceea ce mi s-a părut super bine. Recunosc că atunci când am urcat pe scenă, încercam să-mi controlez emoțiile, nu prea aveam, dar în primele 50 minute am avut puține emoții când tremurau mâna, dar au fost emoții constructive și până la urmă am reușit să trec peste ele. Dacă îți tremură mâna pe scenă și nu tai o ureche, să știi că e de bine. Care este elementul care ți-a plăcut cel mai mult în eveniment? Cred că cel mai mult, cred că mi-a plăcut cam tot în sine. Mie îmi plac de regulă evenimentele de frizerie, pentru că ele te motivează în mai multe feluri. Odată prin educație, pentru că vezi la alții cum tu îndiei și cum explică, și în al doilea rând că e comunitatea asta de frizeri. Ne întâlnim mai mulți și socializăm și asta te motivează. Și ieși din chestia asta, din monotonie în salon, că sunt convins că mulți în salon intră la un dat în monotonie. Și evenimentele de genul te ajută să ieși și când te duci mai motivat. Și cred că asta nu doar pentru cei care au venit ca și participanți ca să vadă eveniment, dar și pentru noi ca trainer, ca speaker și pentru noi, cred că ne motivează acum și mai mult, plecăm mai motivați. Te așteptai să fie atâția oameni în sală? Sincer nu mă așteptam. Dacă e să mă întreb cam câți cred că mă așteptam să fie, mă așteptam la maxim 200 de persoane. Dar felicitări Cristi, felicitări Barber Store, a făcut o treabă excelentă, minunată. Mă bucur că a strâns peste 600 de persoane și că 700 spre 800 au fost. O super felicitări încă o dată și organizarea foarte bună. Ce te motivează pe tine? De regulă, bună întrebare. N-am stat niciodată să mă gândesc ce mă motivează. Probabil cel mai mult mă motivează pe mine colegii în salon, că mă uit la ei și văd tunsurile lor bune și mă motivează ca să mențin standardul, dar și ca să fac clientul mulțumit, ca omul să plece fericit de pe scaun. Dacă se întâmplă poate uneori să mi se pară că n-am dat tot ce am putut la o tunsoare, sau așa, ajung seara acasă și mă gândesc, mamă, la omul ăla puteam un pic mai mult, data viitoare o să încerc mai bine. Doar ca să știu cum a plecat fericit și bine. Știi că sunt puțini oameni care înțeleg ce spui tu acum, eu te înțeleg că am trecut prin asta, să-ți pese atât de mult de ce faci încât să te gândești și acasă înainte să închizi ochii să dormi. Nu multă lume poate să facă asta, doar cei care vor să evolueze, zic eu. Chiar am momente când mi se pare mie că poate la un client nu l-am tratat, dar nu neapărat strict în soare, că e vorba de experiența în salon, cum te comporți clientul, că toți, ne mai decalăm în salon și poate uneori decalat și poate n-ai apucat să-i dai să vorbești cu el sau să-i dai atenție la alte chestii și te-ai focusat doar pe tunsoare sau nu te-ai focusat suficient de mult pe tunsoare și cred că asta cel mai mult mă motivează, ca să fiu de la zi la zi mai bun, ca să încerc să mulțumesc toți clienții, să mulțumesc și pe mine. Perfect! Care ar fi sfatul zilei? Stai să mă gândesc că sfatul zilei ar fi... Mai luat tare cu asta iară. Pe lângă investiția în educație, fiecare om ar trebui să investească în el și aici mă refer nu neapărat că educația nu poate să fie doar să te duci să plătești, să dai bani. Să stai, să spui cât un client pe zi ca să exersezi pe el sau să mai exersezi pe un cap de păpușă pentru a deveni de la zi la zi mai bun. Practica e cheia. Perfect, îți mulțumim, ne bucurăm că ai fost pe scenă și... Să ne mai vedem la dinastie. Doamne ajută, îți mulțumesc frumos și eu și îmi place foarte mult ce faci cu Trip de Ucenic și sper să vedem cât mai multe episoade. Mulțumesc, promit. Felicitări! Ciao!